Suntem în același timp interesați și de pe OP. Deci opțiunile sunt în mare precizate. Rămâne însă să vedem și partenerii, sursele de finanțare, volumul de gaze, pentru că îți trebuie niște garanții până să faci o conductă, trebuie să fii sigur că ai ce transporta. Deci, atenție pe subiect, însă în același timp mediul internațional e destul de retractil. Nu prea sunt bani. Când e prognozat să fie demarat proiectul AGRI? AGRI trebuie să treacă prin studiul de fezabilitate, apropo de terminalul LNG de la Constanța, și cred că are un orizont de implementare de 2-3 ani, dacă nu costă foarte mult și a suscitat și interesul unor investitori străini. Ați vorbit despre subiecte comune cu Rusia. În ce măsură mai este un subiect comun cu Rusia Republica Moldova? Este, știți, schema clasică aplicată Republicii Moldova, de o parte Rusia, de o parte România. Republica Moldova și-a sărbătorit 20 de ani de suveranitate și independență. Am fost primii care am recunoscut acest statut. Astăzi, la Chișinău, există o alianță pro-europeană, reformistă, pe care o sprijinim și cu care avem un dialog politic foarte bun. S-au făcut lucruri importante în ultimul an și jumătate pe relația bilaterală. Am deschis consulatele generale de la Cahul și Bălți, biroul consular de la Ungheni, Institutul Cultural Mihai Eminescu din Chișinău are un sediu și a început activitatea. În toamnă sper să avem o primă ședință comună de ale acelor două guverne și fără îndoială că toate proiectele de interconectare pe electricitate, gaz pe care le avem vor contribui la strângerea relațiilor dintre noi și Republica Moldova. Nu vedem acest lucru ca pe o menghină geopolitică între noi și Federația Rusă. E un stat suveran pe care îl respectăm, de care suntem intim legați prin limbă, cultură și istorie și care dorește să intre în Uniunea Europeană. Pentru că am vorbit de economie și de lipsă de bani, în condițiile în care vedem că zona euro este foarte lovită, foarte afectată în ultima vreme, în ce măsură sunt discuții la București pentru revizuirea datei, în sensul amânării ei, de aderare la spațiul euro? Calendarul aderării noastre la eurozonă a suferit deja niște amânări. Există, bineînțeles, școli de gândire diferite, evaluări economico-financiare de impact al aderării diferite. Noi credem însă în euro și în vocația noastră de a ne integra în această zonă. După cum ați văzut, eram codași, dar am aplicat riguros niște lecții anticriză, care astăzi sunt de bine de rău urmate și de alții. S-a făcut mare tapaj intern pe tema modificării Constituției cu plafonarea deficitului public ca articol din legea fundamentală. Spania e felicitată pentru aceeași intenție astăzi. Deci ne trebuie Uniunea Europeană, nu avem ceva mai bun. În același timp, solidaritatea nu trebuie să șteargă diferența dintre elevii buni și elevii proști și trebuie să rămână eșafodajul major al unui destin comun. Eu cred că după implementarea tratatului de la Lisabon avem și noi instituții care se rodează rapid, cum e Serviciul European de Acțiune Externă, și cred că vom putea să ne aducem contribuția la această aventură colectivă care a garantat pacea și, până la urmă, prosperitatea tuturor celor 27. Avem în același timp în vedere o susținere activă pentru procesul de extindere. Nu văd în ce măsură mai este posibilă extinderea în termeni reali, dacă este să ne uităm la tot euroscepticismul acut manifestat în statele membre și mai ales cu această politică a multiculturalismului declarată un eșec.
Pentru că sunt legate toate acestea. Avem pe de o parte o situație economică dificilă și pe de altă parte avem o situație socială dificilă cu un număr foarte mare de străini de Europa care în acest moment parcă nu mai sunt tolerați. Criza economică, creșterea șomajului în multe state membre a încurajat, bineînțeles, partidele de extremă stângă sau dreaptă, puseurile de xenofobie, de intoleranță,